Dragilor, ieri v-am arătat cum să editați ca niște profesioniști materiale video folosind un tool care este gratis și puteți să-l instalați pe laptopurile sau calculatoarele voastre, numit Clipchamp. Dacă v-aș spune astăzi că există și o versiune care nu trebuie să o instalați, a unui editor la fel de bine făcut și profesionist, care este o versiune web, puteți să-l accesați direct din browserul vostru preferat, și în care puteți să faceți foarte, foarte multe chestii foarte interesante. Acesta este un site și se numește Canva. Dragilor, să începem. Căutați în bara de căutare Google. Efectiv, trebuie să mergeți să scrieți Canva. Odată ce facem chestia asta, o să găsim aici niște rezultate. Și primul care îl veți găsi aici este site-ul nostru care ne interesează, da? www.canva.com. Mergem aici. Dacă nu aveți un cont creat, primul lucru care vă va întreba va fi cum vreți să vă conectați la Canva. Vă sugerez să folosiți Google-ul, da? Contul de Google cu adresa voastră de Gmail. Evident, este cea mai ușoară conectare. Puteți, de asemenea, să vă creați un cont nou. Vi se dă posibilitatea să selectați orice adresă de mail vreți, să vă creați o parolă nouă. Vă sugerez să folosiți o parolă puternică. Orice site din ăsta necesită o parolă puternică. Aveți diferite posibilități să creați o astfel de parolă și, de asemenea, aveți o multitudine de password manageri. Dacă vreți, la un moment dat vom face un video și despre acest subiect. Asta este homepage-ul, landing page-ul pentru www.canva.com. Evident, aveți o multitudine de opțiuni. Acest site este extraordinar de puternic pe conținut și pe funcționalități pe care puteți să le încercați și să le folosiți. Eu pot să vă spun că le folosesc aproape zilnic. Haideți să intrăm un pic să detaliem. În primul rând, aveți un whiteboard foarte, foarte mișto făcut. În cazul în care la muncă aveți nevoie să conectați mai mulți colegi la un proiect la care lucrați și să discutați idei pe care trebuie să le, pe urmă, să le transformați în task-uri și să le trimiteți la coechipieri, whiteboard-ul Canva este extraordinar de bine conceput. Și de aici puteți să trimiteți task-uri către toată echipa. Efectiv, îi conectați pe toți cu adresele lor de mail la proiectul vostru în Canva și fiecare poate să-și aducă input-ul sau să-și vadă task-urile sau așa mai departe. Dacă sunteți în treaba asta cu YouTube-ul, pentru YouTube, Canva-ul are o grămadă de posibilități și tool-uri care sunt gratis până la un anumit moment, evident. Unul dintre ele fiind acest creator de bannere pentru YouTube. Puteți să vă creați bannere foarte mișto făcute și foarte profesioniste cu template-uri sau puteți să porniți de la zero. Canva o știe exact dimensiunile care le cere YouTube-ul pentru bannere. Voi doar vă puneți pozele acolo, le aliniați bine în formatul pe care vi-l arată Canva că trebuie să fie poza respectivă, după care dați create, download și v-ați ales cu un banner făcut pentru YouTube în mai puțin de 10 minute. Thumbnail-uri. Dacă nu știți ce sunt thumbnail-urile în YouTube, sunt acele poze care le vedeți în dreptul videorilor mele și în care eu vă arăt, încerc să vă arăt cât mai pe scurt și cât mai bine, într-o singură poză, despre ce este vorba în videoul meu. Da? Acele poze puteți să stați și să le creați la fel de bine în Canva, folosind această șmecherie de aici, care se numește YouTube Thumbnail. Și acum să trecem și la partea care ne interesează și despre ce vreau să vorbim astăzi în acest video. Video editing web gratis folosind acest site, Canva. Da? Și aici, evident, aveți mai multe opțiuni. Dacă vreți să faceți un video normal care se potrivească pe un ecran de monitor, ecran de televizor sau landscape-ul văzut de pe telefonul mobil, aveți această opțiune de aici. Dacă sunteți pasionați de Instagram și vreți să faceți Instastory-uri, aveți această posibilitate aici. Efectiv, Canva-ul vă va transforma
ecranul de editare în formatul suportat de Instagram. Dacă vreți să faceți un video potrivit pentru telefoanele mobile, gen TikTok, gen YouTube Shorts, gen 9GAG, aveți această posibilitate de aici, da? Unde vă arăt acum, uitați aici, Mobile Video. Dacă la fel de bine vreți să introduceți, să creați mai întâi prezentări pe care să le înregistrați și pe urmă să le introduceți în conținutul vostru video ulterior, Canva vă oferă această posibilitate de asemenea prin segmentul de aici, Presentations, 16:9. Formatul agreat de toată lumea pentru prezentări este 16:9, la fel ca și formatul video clasic. Da? Mergem un pic mai departe. Avem Facebook Posts. Dacă ai nevoie de ajutor, nu știi cum să creezi un post pe Facebook care să fie foarte ușor de înțeles de toată lumea. Cum l-a văzut imediat cineva să dea și click pe el, Canva îți oferă această posibilitate prin secțiunea de aici, Facebook Posts. Vrei să creezi mesaje video pentru o multitudine de motive, la școală, pentru muncă, efectiv vrei să creezi un segment video care să fie un mesaj video, ai posibilitatea să-l creezi aici, video message. Și alte chestii pe aici, care sincer să fiu nu le-am folosit pentru că nu m-au interesat, dar poate pe voi vă interesează. Vă las să le explorați singuri. Noi ne întoarcem în segmentul de editare video și astăzi vom discuta despre video în landscape, Instagram Story și Mobile Video. Dragilor, să-i dăm drumul. Haideți să ne apucăm să creăm foarte rapid un video, scurtuleț, pentru orice platformă vreți voi până la urmă, dar vreau să ne concentrăm în primul și în primul rând pe formatul video agreat de YouTube în format mare și anume 1920x1080. Da? Intrăm în această pagină. Vedem aici o planșă goală. În această planșă goală noi putem să începem să ne aducem elementele care ne interesează. Până să ajungem acolo însă, haideți să discutăm un pic despre ce poți să faci și ce elemente poți să inserezi în această planșetă de editare din Canva. Canva vă oferă posibilitatea să accesați deja o varietate imensă de template-uri gata făcute pentru voi, în care voi nu trebuie decât să populați cu conținut video și audio ulterior. Da? Aceasta este secțiunea de aici, Templates, este prima în care te bagă în momentul în care deschizi interfața de editare. Putem să luăm oricare dintre aceste template-uri gata făcute pentru noi, dacă vrem să ne creăm o introducere pentru video, dacă vrem să ne creăm un mesaj video foarte rapid și foarte drăguț, cum este de exemplu acest 10K, thank you for 10.000 subscribers, da? Unde sper să ajungem și noi cu canalul nostru de YouTube, deci vă rog frumos apăsați butonul de subscribe, că știu că vă plac videourile mele. Putem să introducem acest template aici, pe care pur și simplu noi ulterior începem și îl modificăm cu mesajul nostru specific pe care vrem să îl creăm. Acest lucru puteți să-l faceți cu oricare dintre template-urile care le vedeți aici, în această parte. Ele sunt foarte, foarte multe, aveți aici o bară de scroll dacă o vedeți și vă garantez eu că nu se termină niciodată. Băieții ăștia de la Canva creează și aduc materiale noi, cred că o dată pe săptămână, deci găsiți o varietate de template-uri pentru tot ce v-ar trece vouă prin cap că vă trebuie sau că aveți nevoie sau cum vreți să puneți problema, da? Ulterior, evident, mergem mai departe și găsim aici partea de elemente grafice. Din nou, o varietate incredibil de mare. Puteți să puneți butonașe, ia uitați, cu subscribe, de exemplu, da? Puteți să puneți săgetuțe, puteți să puneți poze, dar să ne înțelegem, pozele astea sunt ca un fel de fundal. Dacă vreți să creați un video și pe fundalul videoul vostru să fie o culoare plăcută, ceva care să atragă ochiul, aveți aici posibilitatea să alegeți. Aveți grijă că ce este cu coroniță, dacă vă uitați, este pentru versiunea Pro, adică aici trebuie să faceți o subscripție lunară unde trebuie să plătiți niște bani. Pe noi astăzi ne interesează ce putem să folosim gratis din Canva, dar părerea mea e că dacă vă place și vă obișnuiți să faceți editare video-foto cu acest website extraordinar de bine conceput,
Eu cred că o să vă faceți și subscripții la ei, să fim noi sănătoși că nu sunt sponsorizat de ei, dar ce merită, merită, da? Elemente grafice foarte multe, uitați aici, aveți videouri gata făcute pe care puteți să le folosiți efectiv ca background pentru videoul vostru care vreți să-l folosiți de fapt, da? Trecem mai departe, aici este partea de uploads, o lăsăm un pic la urmă partea asta, trecem repede la text, vă aduceți aminte că și în Clipchamp aveai versiunea de text, da? Haideți să ștergem un pic ăsta de aici, se face foarte ușor, orice element din zona de editare se poate șterge cu tasta del sau dând click dreapta pe el și delete, da? Deci absolut orice vreți să ștergeți, puteți să ștergeți făcând acești pași care vi-i arăt eu acum, da? Ok, inclusiv ăsta de aici, dacă îl selectați pe tot și apăsați tasta del, l-ați șters și a scăpat de el de acolo, da? Acum, în partea de text, aveți tot felul de formate, tipuri de font, dimensiuni, chiar și animații pentru textele pe care vreți să le creați. Deci este necesar un text inserat într-un video? Este foarte simplu, pentru că în anumite momente vrei să atragi atenția celui care se uită la tine sau care se uită la videoul tău printr-un mesaj text care să facă un pop-up brusc pe ecran, să trezească practic la viață pe cel care se uită la videoul tău și să înțeleagă mai bine ce vrei tu să prezinți în mesajul tău video, da? Pentru a face chestia asta e foarte simplu. Doar apeși pe ce te interesează pe tine. Acesta este un heading clasic, fără nimic, fără nicio animație, pe care pe urmă tu poți să-l populezi cu ce vrei tu să scrii aici. Să dăm un exemplu, din nou. Da? După care pe ăsta poți să-l iau și să încep să-l prelucrez, să-i schimb culorile. Ai o posibilitate aici să folosești culorile lor stock sau să ți le importi pe ale tale custom. No, poți să faci și chestia asta, este absolut genial. Da? Ce mai avem pe aici? Bineînțeles, bold, italic, underscore. Astea sunt chestii normale care le găsești în orice editor de documente. Dar ce oferă Canva este acest butonaj de aici pentru effects, unde efectiv ai o varietate de efecte, dacă vrei să-l curbezi cuvântul respectiv, da? Sau dacă vrei să-l faci mai amplu pe ecran să se vadă mai bine, dacă vrei să-l transformi în neon, să vede și mai bine în anumite circunstanțe, nu mereu, da? Poți să crești intensitatea, evident, poți să-i o scazi, depinde cum vrei să-ți aliniezi chestia asta. Din nou, o varietate de opțiuni în ce poți să faci cu acest mic utilitar de editare text și de inserare text peste conținutul video. Da? Efectiv, poți chiar să ajungi să-ți salvezi într-un folder online toate proiectele la care lucrezi. După cum puteți vedea aici, eu am făcut chestia asta cu multe dintre thumbnail-urile mele pentru că mi-este mai ușor să vin să le accesez ulterior. Mergem un pic mai departe. Dacă intrăm în secțiunea de photos, vom vedea că au foarte multe poze aici și 90 sau hai să zicem 85% dintre ele sunt gratis. Nu trebuie să plătiți nimic pentru ele, efectiv sunt poze din acela stock, cum vă povesteam, care puteți să le luați și să vă faceți colajele voastre în interiorul materialului video pe care îl editați. Din nou, există foarte multe utilizări pentru această funcție, de aceea toate editoarele video moderne introduc această posibilitate, da? Vrei să subliniezi un lucru, să fie ceva foarte, foarte clar în mintea omului care vrei să comunici prin intermediul acelui video, de foarte multe ori vei avea nevoie de o poză. Ei bine, nu poți tot timpul să faci tu poza aceea, dar poți să cauți în stivele de poze care există în Canva și să găsești ceva care să sublinieze efectiv mesajul pe care vrei să-l transmiți. Același lucru și pentru video. Canva are o grămadă de videouri gata făcute, care sunt la fel stock. Și încă o dată, ce înseamnă când spun cuvântul stock? Înseamnă că ele sunt create acolo, sunt copyright free. Nimeni nu va veni să te dea în judecată pentru un copyright claim pentru că folosești aceste imagini sau aceste mici filmulețe, însă tu poți să le iei, să le inserezi în conținutul tău video pentru a face
filmarea mai amplă pentru a sublinia un mesaj care vrei să-l transmiți prin videoul tău. Din nou, și în stiva aceasta de filmulețe gata create de cei care lucrează la Canva, pentru tine, utilizatorul de rând, există milioane de posibilități. Efectiv, ai segmente care sunt și foarte bine denumite, apropo, ai aerial shots, ai nature, ai business, ai beach, ai rain, ai sky și mai sunt încă multe, 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 multe. Din nou, 85-90% dintre ele sunt gratis pentru contul de bază care ți-l creezi tu ca student, ca lucrător, ca hobbyist în crearea de materiale video, da? Deci nu trebuie să plătești nimic pentru ele. Într-adevăr, sunt și unele cu rezoluții mai mari sau care sunt, să zicem, un pic mai bine făcute, pe care Canva vrea să ți le vândă sub versiunea de utilizator pro. Însă, îți garantez eu acum că nu îți va trebui să plătești ca să poți să faci treabă bună cu Canva, da? Apropo, eram cu poza mea peste și nu se vedea. Deci acesta este simbolul pentru tot ceea ce trebuie să plătești în Canva. Această coroniță, dacă te duci cu mouse-ul peste, îți va scrie acolo Pro, da? Tot ce nu are acea coroniță, cum sunt astea de aici, de exemplu, sau astea de sus de aici, pe astea nu trebuie să le plătești, sunt gratis. Dragilor, aceasta a fost prezentarea generală a site-ului Canva și tot ce știe el să facă. Pentru un tutorial complet la cum să folosiți partea de editare video, vă invit să urmăriți videoul care cred că o să fie undeva în partea aceasta. Să ne vedem cu bine la următorul proiect.